Salutare tuturor, sunt Sariza și sunt extenuat. Deci, pot să spun că sunt adormit de greu. Este a 7-a oară când încerc să filmez și nu îmi ia. Este 10 și 8 seara. Deci, după cum puteți vedea, e și în col. Deci, mor. Deci, sunt adormit de greu, încerc de când am venit de la școală la ora 7. Deci, că sunt așa și sunt de după amiaza. Deci de la ora 7 eu tot încerc să fac acest video. Pentru că am spus un like-uri la video anterior, cum să vezi, foarte mult și-aș aprecia enorm dacă ați apăsa acest buton de like, ca să susțineți eu canalul și vestița de continuare și un subscribe după ce am spus-o mai devreme. Începem mai repede. Oh, cum mă dai, frate, și ochi, nu mai pot. Și trebuie să-mi iasă, trebuie să facă de familie, că nu mai vreau să până bine zi, calcă. Mă găsesc super vorbesc, deci dacă nu vorbesc în acest episod, să știți că am adormit la casa. Deci vreau să vă spun că m-am întâlnit pe server cu un abonat. Nici mie nu vine să cred. M-a întrebat. Bă, Razer. Dar ține cine te-a motivat să începi canalul de YouTube? Să spun, o să răspund ușor la întrebare. Pe mine m-a motivat să încep acest canal, Irafa și X-Leader, pentru că fac episoade destul de șmechere și eu zic că merită aprecia cu fiecare de lor. Deci o să vă las și linkul canalului lor în descriere. Cred că o să vi-l las, pentru că dacă asta e. Sau căutați și voi frumos acolo, ca să nu mai scriu eu. Căutați și voi frumos pe YouTube și scrieți acolo X-S-L-A-I-D-R sau I-R-A-P-U-A-E-L-L. Mamă, ce greu e. Să nu veniți la mine în comentarii să spuneți apoi că bă, Razer, știi că eu nu am găsit canalul. E imposibil să nu-l găsiți. Deci canalul lui Rafael are un număr de 91 și ceva de mii de abonați și X-Leader are 57 cam așa. Da, eu zic să vă abonați și la el pentru că merită, mai ales Rafael, un YouTuber genial, eu. Acum, dacă vă place, vă abonați și voi și susțineți în continuare pentru că face 100 de mii de abonați în curând. Am lucru să vă spun. M-am întâlnit tot pe serverul ăla, m-am mai întrebat aia niște chestii. Una ar fi, bă, Razer-e, ai murit? Pentru că nu mai face episoade. Nu am murit. A început școala, v-am spus în video informativ. Am postat ceva mai rar. Pentru că nu facem față cu tinerii și cu toate astea. Și mi este greu să filmez un episod de survival games de genul. De exemplu, pentru că gândiți-vă și vreau să stau să randez, să filmez acest pixel, să-l câștig pentru voi, să... Da, toate astea mi-e extrem de greu. Dacă pe fundal apare o muzică care am mai pus-o și la episoadele anterioare, bun. Eu nu pot să stau să găsesc muzică doar pentru acel video, pentru că
nu pot să fac, nu există atâtea melodii câte videouri să fac eu mixul sau muzică normală. Uite, dacă vreți în comentarii să-mi spuneți dacă vreți să pun și muzică normală, nu e nicio problemă. Dar v-am spus. Nu, în fine, acum continuăm. Noi mergem aici să ne distrăm. Nu-mi pasă de numărul de abonați și de like-uri, să faceți ce vreți. Dacă vă place seria, dați like. Dacă nu, și n-aveți cont, uitați. Nu vă obligă nimeni să dați. Pentru că eu vă cer doar așa ca să nu facem episod în continuare, să văd dacă voi chiar mi-a făceat munca și să văd dacă nu fac episod degeaba, pentru că nu stau să randez să vizionez degeaba, degeaba dacă aș avea să nu gura abonat. Nu fac asta. Nu se face așa ceva de... Mie nu mi se pare absurd. A, despre ce vorbeam? A, nu este. Am uitat, sunt adormit, m-am spus. Da, nu. Poate nu. Scrieți în comentarii, că nu. Deci chiar nu cumva o glumă? Ce? Deci cred că era ceva explicit. Dacă câștigăm acest episod, nu câștigăm cu un episod, dacă nu reușesc, nu cred că o să mai avem episod. Pentru că m-am săturat, dacă e să mai filmez bănile înainte de școală, dacă e, pentru că n-am. Și săptămâna viitoare, cred că iar nu se postez așa ceva timp, pentru că avem acele teste inițiale la școală, care știe toată lumea. Cred că și voi știți, depinde dacă nu sunteți la școală. Adică, știe că sunteți nimic, de că s-a încheiat. Dar, și nu cred. Dar am fire, poate să fie. Altceva. E că sunt adormit. Nu am spus. Avem 12 abonați în momentul de față când filmăm eu. Chiar mă bucur faptul ăsta, dar mă așteptam la mai mulți. Mă întrebați de ce. De ce te afișez la mai multe? Pentru că abia ești la început și e un număr destul de mare pentru început. De ce? Pentru că eu sunt ceva mai diferențios cu like-urile și cu subscribe-urile. Tot timpul, nu știu dacă ați văzut comentariile mele. Da, eu mă șterg din canal și am făcut pe alte canale și ce review-uri am făcut și toate astea. Am uitat la un video de la lui Rafael. Nu știu ce am uitat. Și am uitat pe aia că n-a strâns numărul de like-uri și tipuri. Mamă, și s-a enervat aia în comentarii și am spus să fac scandal cu ei. Dar, în fine, nu știu dacă ați văzut, dar nu stați voi să te uitați acum acolo. Încă e mult. Hai. Da, sunt încă în engleză. Play. Nu. Păi ce școală îmi sute. Păi, ați mai văzut așa ceva? Eu nu am văzut așa. O seara asta, mamă, ce mă întreb, ok. Dacă ești bine, bun, eu am ajuns în bine, dar eu, săracul de mine, n-am nimic, ok? Ce să fac aici? Ce? Și asta m-a ajutat să băcesc pe față. Genial. Nu uitam cum am ajuns la urmă.
să nu vede tot așa cum se trece. Hackerii sunt oameni pe o viață care nu se distruge pe nemeriți în viață, pur hackeri sunt foarte. Hackerii de pe Arena 5, pentru toți hackerii de pe Arena 5, filmezi și poate luați bani. Știți pe Arena 5? Nu știu. A, eu sunt pe 6. Da, nu. Eu te spesă. Da, așa nu. Nu mai filmez, îți spune de episod, nu știu, fie like-uri. Eu spesă strângem un număr de 5-6 like-uri. Pentru că mă ajută să înțeleg cu voi într-o aprecia seria și... Eu vă mulțumesc pentru like-uri și treburile sunt săptămâna asta. Nu-mi pasă dacă voi nu mai dați un comentariu sau ceva de asta. Mai aveam ce de mândoamne. Concentrare în adonii la video ce cau de stat. Cum ar fi? Faceți ne cu unor. Care să fie? Și că el îmi zice pe stat. Și că să Razer l-a murit pe film. Mamă, genial sunt. Doamne, ce episodul. Deci ăsta a fost noroc. Deci ăsta a fost noroc. Ce ori. Și chiar sunt episodul ăla. Mă dorat. O să te 88, 212, spawn 108. Deci nu pot să rețin. Da. Ce mă, că mă fac moderator. Tot zișor, 200 Bun, ca să nu mai stea cu voi atât la pălăvergeală, eu am sos Razer și sper că v-a făcut acest episod plin de noroc și plin de fericire și eu o să dorm după episodul ăsta cu ștean. Și sper că v-a făcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și subscribe dacă vreți să mă susțineți și tot dacă nu. Deci cam atât asta a fost, eu am sos Razer și v-a făcut.